dar să le spunem celor care n-au Facebook-ul deschis, celor care n-au, eu știu, telefoanele la îndemână, că astăzi toată lumea vorbește despre cea mai tare știre a primăverii. Și anume, avem niște domni în poze, iată-i! Wow! 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 Adică acești oameni s-au întors de unde au plecat. S-au întors la ProTV și în curând îi veți vedea și pe Heplica noastră Ciucă. Așadar, iată, Dumnezeu. Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea chiar au pus o postare pe Facebook și au parafrazat o piesă celebră, Înapoi în viitor. Da. Ăsta a fost textul. Da. Așadar, dragilor, echipa emisiunii La Măruță vă salută, vă dorește toate cele bune și abia vă așteptăm aici alături de noi. Corect? Corect! Doamne ajută, și bravo băieți! Bine băieții! Bine băieții! Bravo! Bine, foarte băieții! Frumos! Să nu vină cu mâna goală. Cu... Exact, să nu vină cu mâna goală, pentru că și noi am mai crescut, înțelegem mult mai bine ce e cu mâncarea. Normal. Și așteptăm niște lucruri deosebite de la ei. Dar până atunci știu că emisiunea noastră, continua. Vreau să spun că are, astăzi, are în felul următor. 9 fete în emisiune și un bărbat. O să-ți povestesc imediat despre ce e vorba. Vorbim și cu telespectatorii noștri la numărul de telefon. Și să știți că șefii de la MasterChef au și un mesaj pentru telespectatorii noștri dragi. Dacă ești de acord, Ciucă, de acord. Așadar, iată, asta este știrea, oameni buni. Cei trei șefi s-au întors acasă de unde au plecat. Pentru că, Ciucă, casa părintească nu se uită. Și nu se vinde. Mă rog, s-a vândut, dar nu se uită. Nu se vinde. Acum 12 ani, ProTV lansa show-ul culinar MasterChef și trei maestri bucătari, care au devenit apoi vedete, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. După un periplu în carieră și o lungă pauză, cei trei s-au întors acasă. MasterChef a fost prima super incredibilă emisiune de gătit. Dacă la primul sezon am fost spectaculoși, gândiți-vă ce o să iasă acum după încă 12 ani de experiență în care n-am făcut decât frumos. Cei trei jurați au devenit un model și au inspirat prin gastronomie milioane de români. Mă aștept de la oameni curajoși, care vor să-și îmbunătățească viața, care vor să dea tot pentru pasiunea lor pentru gătit. Vă bucurați că v-ați întors? Wow! Da, 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 ne bucurăm că ne-am întors. Persoanele pasionate de gătit, pregătite să demonstreze unei țări întregi că au toate calitățile pentru a impresiona pe faimoșii jurați, sunt așteptate la casting. Ca prima dragoste, care nu se uită niciodată și te întorci acasă, aici am început totul. Aici am început televiziunea, practic, aici am învățat televiziunea, aici am început să știm ce înseamnă jurizată mâncare. Cine vrea să apară în emisiunea MasterChef își poate trimite datele pe înscrieri.protv.ro. Foarte frumos, oameni buni, să le dorim toate cele bune, să ne bucurăm că s-au întors și dacă ei sunt acum la o cafeluță cu Marcel acolo, să le spunem și noi, spor la cafeluță, corect? Și așteptăm că platoul este aproape și ne bucurăm foarte tare și știți, vă puteți înscrie la MasterChef, știu că n-ai prins Survivor, dar poate un MasterChef prins. Că oricum am văzut că ai învățat cu șef Iosif, știți, faci tu o omletă, știți, faci o friptură, un burger. Ia că mă scriu. Cum? Ia că mă scriu și ia bagă-te acolo, Ciucă, hai, da. Că vedem. Ideea e, oameni buni, că ne bucurăm foarte tare, le dorim toate cele bune și în curând îi vedeți și pe Heplica noastră. Dar până atunci să nu uităm că e ziua mondială a cântatului, a vocii, de fapt, a vocii. Și poate de aici, de la emisiunea noastră, Ciucă, mâine, poimine, aflăm că pleacă vreun Ed Sheeran. Uite, l-avem și noi pe Ed Sheeran care vine, dar stă în spate. N-are voce. Ed, vino aici să te vadă lumea. Alo, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, cum vă cheamă, domne? De unde sunteți? Bună ziua, din Brașov, la Poala Recâmpei, Vascan Florin, un pic cunoscut și ca numele de Florin Brașoveanu. Florin Brașoveanu, câți ani? 37. 37. Mulțumesc. Tati, fii atent cum facem. Lucrurile stau în felul următor, treaba e foarte clară, da? O să vezi aici un cronometru, 30 de secunde. Vreau să ne impresionez, să rupi Brașovul și țara în două, da? Sigur, sigur. Hai, start! Bună seara, Doamne ajută, oameni buni și lume multă, binele cu voi, petreceți cu noi, că bogat e greu, dar și sărac e rău. Dar n-ai semnal, se întrerupe. Și să știi mai bine, că la tăți e greu, că bogat e greu, dar și sărac e rău. Așa e lumea lăsată de la Dumnezeu. Perfect. Nu, gata, te-ai încadrat în 28 de secunde. Bravo. Rămânem așa. Florin,
Da? Se auzeau niște păsărele pe acolo. Ești la curte sau da, ai... Da, nu, nu, suntem în casă, avem și cățel, avem și papagal. Unde? În casă. Toate. În casă ai papagal? La apartament. Avem un agapor. Vorbește? Da, e, nu vorbește, ne chinuim, să chinuie soția cu el, dar n-a reușit mai nimic, doar să îmi stocească. Păi poate trebuie să schimbi soția, dacă n-a reușit să învețe papagalul să vorbească. Da. Fii atent, Ed Sheeran, știi că este invitatul nostru din străinătate, are o notă pentru tine. Și el e bun și pe populară. Am înțeles. Nu, nota pe bune, ce notă secretă? 8,5. Bravo. Și vezi că el e Ed Sheeran, e și specialist pe popular. 8,5, ai ciucă că facem un mic juriu aici de voce. Bine, mai e cineva să sune, chiar dăm premiu. Greta, dă bateriile, să vadă oamenii că îl dăm cu garanție cu tot. Îl dăm cu garanție. Bună ziua! Haideți că vine și domnul Marius Manole și nu putem să lăsăm actorii să aștepte. Alo? Uite. Alo, să trăiți? Ia uite, să merge! Mamă! Ce spuneam, puține emoții să vă aud prima oară live. Nu e nicio problemă și o ai emoții să vă văd prima dată live. Cum vă cheamă? Popescu Marius mă numesc. De unde din Marius? Pitești. Din? Din Pitești. Pitești, să trăiești. Și dumneavoastră. Mulțumim. Câți ani ai? 26. 26. Pe Costin îl știi, pe Pozașul, e din Pitești? Sună cunoscut să știți, dar nu știu să vă spun sincer. Stai să-l vezi, că dacă după ce-l vezi, ți se pare poate cunoscut. E chiar din Pitești, stă pe centru. Am înțeles, nu știu sincer să vă spun. Am înțeles, păcat. Uite, Eli Pozașu și Ed Sheeran. Bun, hai să vedem, să nu pierd 30 de secunde, da? Stai să dăm drumul la cronometru și... Ascultați-mă, surori, pe mine și voi, frații mei, ce v-ați pădit. Îi păcat, nu-i drept, nu este bine să vinzi casa care te-a încălzit. Casa părintească nu se vinde. Asta e pentru... Nu se vinde pragul părintesc. Bun. Încă vine copii s-o colinde. Stop, gata, gata, gata. Nu depășim. Stați să vedem ce note primiți, Ed Sheeran. Dăm notele pe parcurs, iată, o tot 8,5. Perfect. Vă mulțumesc. Perfect. Juriu s-a zăpăcit. S-a zăpăcit juriu, ce? S-a lămurit. Domne, 8,5 până acum, egalitate, stai că a venit și Pozașul. Vrei să dai și tu notă, Pozaș? Da. 7,5. Când te mai duci, mă, la Pitești, n-ai înțeles cum e din Pitești? Sănătate multă. Perfect. Haideți că mai așteptăm oameni să cânte aici. Haideți repede că domnul Manole vine acum în direct. Bună ziua. Alo? Bună ziua, cum vă cheamă? Bună ziua, știu eu, Sorin. Domnul Sorin, câți ani? De unde sunteți? Repede. 48 de ani din Suceava. Suceava, perfect. Haideți să vedem ce ați pregătit astăzi pentru emisiunea noastră. E vocea, e ziua mondială a vocii și dumneavoastră simt că aveți voce, da? Să vedem. Hai să vedem, ziceți. Cucul Batelvina, se răsune în Bucovina. Da, cântă cucul Batelvina, se răsună în Bucovina. Da, cântă cucul într-un brădus, se răsună în Cerneul. Cântă cucul într-un brădus. Gata, gata, gata! 30 de secunde cântă cucul. Bravo! Perfect! Stați să luați nota, domn Sorin! Zi, poza! Da, 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 mulțumesc! Ia uitați, 7,5, Pozaș. Eu o să fiu mai dur de data asta. Ce? Oh, hai să trecem la următorii mitrași. Exact.